pentru abonații New Magic Films am aici un cod NMF Pro liniuță 1. Dacă îl folosiți pe jucăriișimagie.ro aveți reducere de 10%. Salutare, sunt Sorin Veștevean și am să vă prezint pachetul Mandalas. Dar înainte de asta, haideți să vă fac un truc cu două elastice. Se pot vedea. Unul vine aici, iar celălalt vine în interiorul lui. Din fizică știți că două obiecte solide nu se pot penetra unul prin celălalt. Da? Trebuie să aveți imaginea asta în minte. Deci nu pot trece nici pe aici, nici pe aici, nici pe aici, nici pe aici, pe nicio parte, da? Dar, dacă vrei și îți dorești cu adevărat, trec prin mijloc. Cum ziceam, mandalas. Voi desface acest sigiliu pentru că altfel nu putem să vedem nimic pe pachet. Pe față nu avem absolut nimic, este complet neagră. Pe una din margini tot la fel, nimic. Pe cealaltă margine identic, complet negru. Dar, surpriză, deasupra avem scris Mandalas, este un pic scris cu gri. Sub pachet avem lecția de dicție, Manufactured by the United States Playing Cards Company. O zic din ce în ce mai bine, mulțumesc. Enlarger Kentucky 410-18, made in USA. Pe spate avem aceste două tatuajele, putem spune. Creatorul pachetului, Damien O'Brien, a transpus în acest pachet pasiunea lui pentru tatuaje. Hai să dăm în cărți, vreau să le văd. Începem cu Jokerul. Frumos că este aici Joker. Văd că este un pic decalat ochre față de J, sau nu știu dacă mi se pare mie. În mijloc avem acest device de făcut tatuaje. Nu știu dacă este unul antic sau unul care se folosește și în ziua de astăzi, pentru că nu mi-am făcut niciodată vreun tatuaj, dar acum să mă laud și eu, urmează în viitorul apropiat să-mi fac. Aici în mijloc este scris Joker, probabil este tatuat pe carte. Mergem la următorul Joker. Văd că sunt identici. Sunt mișto Joker, îmi plac. Asul de imă neagră, da, da și iarăși da. Avem acest design impecabil, uitați-vă la el. Câte striații sunt, câte chichițe sunt, câte... Frumos. Jos scrie Mandalas, numele pachetului și de cine este creat, de Damien O'Brien, v-am mai spus lucrul acesta. Pipe-urile cred că sunt identice cu cele de la standard, dar arată excelent pachetul. Da? Vei merge foarte rapid prin cărți. Dau prin cărți. Și, surpriză, juvetele arată bestial. Și n-am mai văzut culoarea asta vișinie așa. Nu este grangiul pe care le regăsim în Guardians, în pachetele care au în loc de roșu vișiniu acela. Acesta este ceva mai sângeriu și mai închis. Și îmi place, chiar îmi place. Și fain design-ul. Îmi place cum e desenat. Bestial. Avem și dama. Cu un zâmbet fals. Popa, din imă neagră. Nu știu, probabil unul din... Aici văd că sunt niște personaje reale și cred că sunt, nu știu, asta o fi sora sa și asta o fi el. Spre rușinea mea nu știu care este Damien O'Brien, nu m-am interesat pe net să văd cum arată. Vine asul de romb, pe același vișiniu închis, sunt fain culorile astea, deci îmi plac. Uite cum se văd acum la câteva cărți date, ce fain se văd. Avem jubetele de romb, cu nasul mare, dama de romb. Chiar are o față comună tipa asta. Popa de romb. Oho, ăsta e ceva mai masculin. Masculul alfa. Popa de trefla. Cu părul lung. Și mustață mică. Îmi place cum are vișiniul ăsta în cap. Roșcat așa. Și cu pălărie în spate. Frumos. Fashion. Deci ăsta seamănă cu Teo de la Cafe Deco. Vă zic sincer. Mergem mai departe printre trefle. Văd că seamănă mult cu standard la trefle și la cifre. Popa din inimă roșie. Avem dama din inimă roșie. Cred că i-au greșit capul. Adică uitați-vă câtă urechea și ceafa oare aici. Uitați-vă la zona asta. Și are aici aluniță sau e o muscă? Aluniță ce e aici? Hai că nu-mi bag joc de el. Dă o carte de joc, până la urmă. Da, faine, faine culorile. Aici cred că este un double back. Și acesta este un blank face. Bestie, arată pe spate, bestie. Sunt foarte rotunjite aici pe colțuri, văd, și foarte mult duse către marginea pachetului. Când voi face evantaiul, simplu,
va arăta genial alb-negru, 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 exact ca la Nocdeck. Și îmi place cum se văd cele două floricele. Au dimensiunea perfectă, nu știu, și bine încadrate, nu știu, îmi place. Hai să facem inventariul. Se simt bine mâna, se simt, au un material bun. Ăsta e, mă. Cum îmi place mie? Simplu, elegant. Ăsta e pachetul. Ăsta e pachet de flourish, e pachet de trucuri, e pachet de... Nu știu cu ce pachet să-l compar. Are un feeling bun, foarte bun. Trebuie să vadă bine și la spread-uri. Nu prea pot să dau eu camera pe el, dar se poate vedea un pic. Ia uitați, ferro shuffle perfect. Sunteți pregătiți de un evantai dublu alb-negru? Eu sunt. Și este unul dintre cei mai frumoase evantai pe care l-am făcut. L-aș duce mai mult, dar alunecă. Uitați-vă. Uitați-vă la liniuțe cum sunt și aici și aici. O să-l împlin acum. O să țin de el să nu scape. Vă place? Că mie îmi place și lor le place. Wow, ce fain se văd la floriș. Și vantaiul ăsta, uite cât de mult îmi place, o să fac multe poze cu el așa. Uite ce fain se văd la turcul gen al geocarte, știi? Cum se văd liniuțele astea albe și negre. Wow, se văd fain așa de tot. 5 sau 6 pachete pe care le-am prezentat pe acest canal, nu știu, eu am uitat cumva de feeling-ul de bicycle. Au materialul mult mai diferit. Ultima pachete pe care le-am prezentat, nu știu de ce, dar se simt mult mai bine și astea sunt foarte bine tăiate și am un control asupra lor și de asta sunt foarte bune pentru flori și pentru trucuri. Pentru cei care nu înțeleg de ce sunt bune pentru trucuri, că ai control mai mult asupra cărților. Vă dau un exemplu, să zicem că iau cartea asta, Papa de Neagră. Știți că nu am dubluri în pachet, da? Și dacă iau Papa de Neagră și pac undeva în pachet și pocnesc, ajung deasupra. Deci atât de controlabile sunt, asta încerc să zic. Asta încerc să zic, da? Am primit câteva întrebări de la voi, ce poți face cu cartea albă din pachet? O să vă dau doar un exemplu. Poți să arăți o carte, să arăți mâinile goale și după aia poți să iei juvetele ăsta, să-l faci să dispară și să rămână alb aici. Și dacă nu te saturi cu atâta, faci un gest magic din pachet și, bineînțeles, toate cărțile sunt albe. Și pe spate sunt normale și dacă pocnești, toate cărțile și-au revenit la normal.